Cine trece prin comuna arădeană Vladimirescu rămâne surprins să vadă o pistă pentru biciclete cum puține orașe au. În plus, spre deosebire de alte situații hilare din localitățile Patriei, această investiție chiar are sens, pentru că în comuna arădeană mulți localnici circulă cu bicicletele. Cât de utilă e pista pentru biciclete? Foarte bună. De când a fost făcută, circulați numai pe ea? Da. Și ce ați observat? Ceilalți bicicliști din localitate o folosesc? Da. Da, foarte mult. De când a fost înființat, au mai fost probleme cu accidente? Ați mai văzut? Sau... Nu, n-am mai văzut, nu. Ceilalți bicicliști din localitate o folosesc sau sunt și unii mai conservatori? Mai este care merge și pe drum, dar foarte mulți merge pe ea. Aveți probleme, eu știu, cu pietonii, cu șoferii, respectă pista pentru biciclete? Șoferii nu. Mai mult parchează pe unde nu trebuie, dar... E ok, e foarte utilă. A schimbat ceva de când a fost făcută această pistă vis-a-vis de siguranță circulației? Sigur, sigur că s-a schimbat mult. Vă simțiți mai în siguranță? Mai. Cum respectă pietonii și șoferii această pistă? Pietonii o respectă și biciclete, dar și șoferii, nu n-am prea văzut să bage pe ea. După cum puteți vedea, în localitatea Vladimirescu s-au creat toate premizele pentru ca toți participanții la trafic să trăiască, am putea spune, în armonie. Șoferii au șoseaua, care este exclusiv pentru ei la dispoziție. Pietonii, după cum puteți vedea, au spațiul lor suficient de mare pentru traficul pietonal care este în această localitate. Și iată, acum și bicicliștii pot circula în siguranță și feriți de criticile sau admonestările pietonilor sau șoferilor pe care înainte vrând nevrând îi deranjau. În acest moment, pista pentru biciclete din comuna Vladimirescu leagă localitatea de orașul Arad, iar în acest moment se desfășoară lucrări pentru extinderea ei către comuna Mândruloc.